Hello, hello, bine v-am găsit sau regăsit la o nouă zi de vlog, bineînțeles. Astăzi este marți, așa că planul pentru ziua de astăzi este să mergem să-mi iau vopseaua și vom merge în Auchan să cumpăr niște ingrediente de care am nevoie, pentru că nu m-am gândit atunci când am făcut noi cumpărăturile mari că vreau să fac pentru Crăciun niște Raffaello și vreau să mai fac, am de fapt niște foi de napolitană și vreau să fac ciocolată de casă în foaie de napolitană. Bineînțeles că o să le fac cu voi, o să vedeți și voi cum fac eu. Eu Raffaello îl fac foarte simplu, cu lapte condensat, nucă de cocos și puțin unt și cam atât. Și partenerul meu iubește toată treaba asta, așa că îi voi face și, bineînțeles, voi face și acea ciocolată de casă în foaie de napolitană și cred că voi face și niște salam de biscuiți, pentru că nu am mai făcut de mult. Am făcut salam de biscuiți, ciocolată de casă în primul lockdown, așa că m-am gândit să fac ceva dulce în casă. Pentru asta îmi voi face lista de cumpărături și voi merge la Auchan și voi cumpăra tot ce îmi trebuie. Bineînțeles, v-am spus deja, toate lucrurile astea le vom face într-o altă zi de vlog. Mă sunt zis că dacă tot ies din casă, să merg să iau și lucrurile astea. Și după vom mai vedea, pentru că voi merge cu o prietenă și dacă ea vrea să meargă și într-un alt magazin, vom merge și în alte magazine să ne mai uităm, în cazul în care, bineînțeles, ea este dornică. Haideți să desfacem cutiuța cu numărul 15, înainte să mă duc să mă spăl și eu pe față, ca toți oamenii, normal. Și aici cred că este o cremă ceva, după cum arată ambalajul. Și da, avem de la Hofigal, Hofviodana cu enzima Q10 Neck Firming Cream. Deci este o cremă pentru îngrijirea gâtului. Prin compoziția sa, distruge radicale liberi și stopează procesul de îmbătrânire a pielei. Utilizând produsul zilnic, pielea își recapătă gradul natural de hidratare și suplețe. N-am avut niciodată o cremă pentru gât, specială pentru zona gâtului, așa că mi se pare foarte interesant produsul. Știu că sunt produse destinate doar zonei gâtului, doar că eu personal nu am cumpărat treaba asta, așa că va fi foarte interesant să o testez și voi testa chiar astăzi. Cam așa arată, are o textură foarte interesantă. Și pare o cremă destul de grasă, destul de hidratantă. Testăm o dată în baie, vedem ce și cum. Nu știu, v-ați spus mie, mi se pare foarte interesant că am un produs destinat îngrijirii gâtului. În schimb, crema miroase foarte bine. Foarte, foarte bine și am pus pe mână, a intrat. Chiar dacă are o consistență ceva mai grasă, cel puțin pe mâna mea, a intrat instant în piele. Ceea ce mi se pare foarte interesant. Așa că, da, știu că cei de la Hofigal au produse destul de bunișoare. Aceasta are și alcool în sare, alcoolul acela gras. Are și ceva ureie. Are la sfârșit parfum. Testăm. Vedem, mai avea așa un gât foarte. Știți că, în general, primele semne ale îmbătrânirii se văd pe podul palmei și la gât încep să apară, iar ulterior pe față și toate cele. Așa că trebuie îngrijite și aceste zone. Bineînțeles că această cremă nu poate fi folosită doar pe gât, adică nu...
Nu este obligatoriu să o folosești doar pe gât, poți folosi inclusiv pe zona decolteului, pentru că da, și aici se văd zonele îmbătrânirii și de multe ori atunci când ne facem rutina de îngrijire, uităm și de această zonă a decolteului, care este o zonă destul de sensibilă. Eu în general îi aplic produsele de îngrijire pe care le folosesc și pe față și nu neapărat produse destinate îngrijirii corporale. Așa că va prinde foarte bine. Plus că am observat că eu am aici o zonă foarte uscată. Și este doar partea asta. Partea asta nu, dar partea asta, dacă nu o hidratez foarte bine, îmi apar așa ca niște bubițe, o zonă din aceea foarte, foarte, foarte nasoală. Dacă folosesc creme de corp, o țin sub control și da și nu. În schimb, dacă folosesc produsele pe care eu le folosesc pe față, produse de îngrijire pentru ten, nu știu de ce, dar funcționează mult mai bine. Așa că, da, acestea fiind spuse, mă duc să mă spăl pe față și testăm împreună și cremă și după mă apuc să-mi fac lista de cumpărături, pentru că după amiază plecăm la magazin. Eu sunt trează de la ora 6 și ceva, 7, da, de pe la 7. Adică m-am trezit prima dată în jur de 6 și ceva, după m-am trezit în jur de 7 și ceva, după m-am trezit la 8 fără când pleca partenerul meu. Mă uit la dumnealui, știți că este săritor de meserie. După când a plecat partenerul meu, pentru că el își desface în fiecare dimineață calendarul lui Advent, așa am convenit, și ce-a desfăcut cadouașul pentru ziua cu numărul 15 a fost, i-am pus un soi de clește ceva care nu știu exact ce ar trebui să facă. Adică eu nu mă prea pricep la scule de genul acesta, la produse de genul acesta, însă el era foarte încântat și mi-a zis să știi că s-ar putea chiar astăzi să am nevoie de el. Îi cumpăr lucruri de acest gen pentru că el lucrează în domeniu, adică a terminat școala și acum este angajat și se ocupă de mentenanță, adică are diverse clădiri unde el se ocupă de ce ține de electricitate, de căldură, de climă, de instalații și așa mai departe. Adică face un pic din de toate, ei se ocupă în mare parte. Și da, m-am gândit că dacă îi cumpăr și chestii de acest gen, chiar dacă ei au primit de la firmă, adică a primit și mașină de la firmă, și în mare parte primesc și scule, n-am gândit că una în plus nu îi va strica. Ăsta este pus pe treabă astăzi, da, pe treabă așa sănătoasă, de dimineață, sare la păsărele. Trebuie să-i tăiem înapoi unghiile, pentru că cât a avut unghiile tăiate, se calmase, pentru că sărea și nu se putea prinde. Dar acum, pentru că i-au crescut din nou, vă dați seama că e dezmăț total pe capul lui. Așa că va trebui să-i tăiem din nou unghiile. Everything is calm now, it's ok, și hai să trecem și la partea de cremă pentru gât. Am văzut deja că este destul de gras, așa că voi lua o cantitate mică de aici. Cred că atât va fi mai mult decât suficient. Este destul de ciudat să faci, nu ciudat, dar este mai dificil să faci treaba asta cu hainele pe tine. În general, rutina de îngrijire nu se face îmbrăcată, ci se face eventual în sutien, ca să poți aplici produsele așa cum ar trebui. Și un lucru pe care multe dintre noi uităm atunci când ne aplicăm produsele de îngrijire este de zona aceasta de după ureche, pentru că și ea este a noastră și trebuie și ea îngrijită. S-a absorbit foarte bine crema, așa că mersi, Nicoleta, pentru că te-ai gândit la o asemenea cremă și pentru mine.
Vedem pe parcurs dacă voi fi, după ce termin crema asta, oricum are 6 luni de la deschidere, deci este o cremă ce nu are foarte mulți conservanți. Vedem după ce termin crema dacă voi avea așa un gât mai suplu și mai nou, mai, da, mai suplu, mai interesant. Ok, și am ajuns și acasă și... Când am ieșit din acțiune, când aproape să plătesc, mi-am dat seama că eu, de fapt, nu am filmat nimic în magazine astăzi. Așa că, da, va rămâne pentru o tură viitoare. Însă o să vă arăt imediat ce am luat. Am fost și am fost la bancă pentru că a trebuit să depun un cec. Am fost și mi-am recuperat comanda de vopsea. Am fost, ne-am plimbat prin magazine puțin, am fost în Auchan și după am fost în Action și am dat și o comandă pe Amazon acum câteva zile pentru că știți că avem noi un mare pasionat de pene. Și am comandat, stați așa, am luat așa niște pene și niște bile din acestea din poliester pe care să le, în care să practic să prindem penele și să aibă el mingiuci să se joace, bineînțeles. Așa că da, asta o să fie un DIY pentru o altă zi. Acum, haideți să vă arăt ce am luat de la Auchan. Am totul aici, am o jumătate de sticlă de cola, am luat 5 pachete de biscuiți din aceștia clasici pentru salam de biscuiți. A fost în jur de 40 de cenți pachetul. Aveau o ofertă și oricum rămăsesem fără prea multă cafea. Și erau 2 cu 5 euro și ceva, ceva de genul și am luat clasică și lungă clasică. Lapte praf pentru ciocolată de casă. Nucă de cocos pentru Raffaello. Am luat și niște, nu știu cum le zice, merișoare în română, cranberries. Din acestea uscate, văd eu în ce le pun. Și niște cireșe din acestea confiate, la fel, văd eu. Dar cu siguranță vor intra în ceea ce voi face. Lapte condensat pentru Raffaello. Am niște sare pentru că mi se termină. Un unt din ăsta de 82 parcare. 80. Am mai luat niște zahăr pudră și niște zahăr din acesta, zahăr vanilat și zahăr pudră. Așa. Și asta am cam luat de la Auchan. Ok, și din Action am găsit această pijamăluță și mi s-a părut interesantă. A fost în jur de 6 euro și o pereche de pantaloni de pijama. Pentru bărbați nu erau, așa că am luat doar pentru femei. Acesta a fost 3 euro și ceva. Și mi-am luat un caiet din acesta mare. Îmi va fi util pentru inventarul meu de produse atunci când definitivez totul. Am luat niște geleuri din acestea sărate și niște ciocolățele pentru a le mai pune în borcănașul nostru. Mentosane. Data trecută am luat o punguță mică doar să o testăm și acum am luat punga mare, niște pomber, scotch, pentru că a fost un euro toată treaba asta și niște batoane din astea de semințe, acestea sunt în jur de 40 și ceva de cenți. Cineva și-a pierdut jucăria. I-am dat o mingiucă din aia și se joacă cu ea, doar că nu prea prezintă interes deoarece nu se poate băga sub canapea. Așa că da, prezintă interes așa, ocazional. Ia uitați acolo. Și a plecat. Ok, și să vă arăt și comanda mea de vopsea. Mi-am luat două tipuri de oxidant. Din acesta n-am mai folosit până acum. Acesta de 12%. Din acesta de 9% am mai folosit. Așa că o să le combin. În mod normal, vopseaua mea este aceasta, roșu intens, așa, dar am luat și un,
un soi de arămiu și un roșu-roșu de la L'Oreal. Vreau eu să fac o combinație, să văd acum, vom vedea ce va ieși. Și plimbându-ne noi prin magazin, am intrat și până în Adopt. Știți că eu v-am mai vorbit despre parfumurile lor și l-am mirosit pe acesta cu verbină și miroase demențial. Este genul acela foarte fresh, citric. Acesta, Rouge Lipstick, este un parfum destul de delicat, așa, nu știu, foarte interesant. Și am zis să le iau și pe ăsta cu vanilie și ylang ylang. Și ei mi-au dat acest cupon de 10 euro reducere dacă cumperi de 30 de euro și este valabil din ianuarie până în februarie, așa că cu siguranță le voi face o vizită în perioada aceea, pentru că nu au doar parfumuri, au și lumânări parfumate și vreau să încerc niște lumânări de la ei. Inițial nu am plecat pornită să-mi iau parfumuri, dar m-am îndrăgostit de cele două. Era și un parfum masculin foarte interesant, dar dacă le cumpăr, nu are cine să le folosească la noi. Așa că nu avea rost. Mi-am cumpărat mie totul al treilea. O să vă iau la un moment dat cu mine și în magazinul Adopt să vedeți cam cum arată. Este o parfumerie de aici, din Franța, ce are parfumuri la prețuri foarte decente. Adică 20 de aceste trei parfumuri, a 30 de mililitri fiecare, au fost 19,90 euro. Pentru că dacă cumperi 3, ai o ofertă. Așa că, da, sunt prețurile foarte bune. Au și variantă mai mică, de 10 ml, este în jur de 4 euro și ceva. Adică mai bine ți-ai varianta asta, pentru că oricum poți să o pui în poșetă cu ușurință. Și au tot felul de arome pentru toate gusturile. Plus că sunt destul de calitative parfumurile lor, rezistă bine, așa că nu ai ce să le ceri mai mult. Dar da, acestea fiind spuse, mă schimb, mănânc și eu ceva pentru că mi s-a cam făcut foame. Și ne auzim mai îndată. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you.
Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. With you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. With you. Mm-hmm. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. With you. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform in all the Christmas songs that we love. Ați văzut deja ce am făcut eu de când am venit acasă. Ați văzut ce copil fericit am, cu o simplă bilă din poliester și cu o pană. Și eu mă chinuiam să-i cumpăr lui jucării mai scumpe. Nu, el este fericit cu pene. Și are 800 de pene acolo. Dacă îi dau câte o pană în fiecare zi, deci are pe vreo 2 ani. Dar vrem noi să facem într-o zi un experiment cu bilele acelea pe care le-am cumpărat și cu pana, penele, să-i lipim câteva, să vedem ce face. Bine, el ar fi mai fascinat de păsărele, dar dușmanii nu-l lasă să meargă la păsărele. Așa că mi-am făcut un ceai. Acesta este din acesta de la Puca și este cu 3 tipuri de fenicul, dacă nu mă înșel, ceva de ce nu așa scrie, da. 3 tipuri de fenicul. Mi-am mai făcut încă unul, era English breakfast, ceva de genul. Însă în momentul în care am turnat apa fierbinte peste cană, cana s-a crăpat. Ce mai întâmplă? Adică cana în care îmi făcusem o aveam încă din România, deci are pe puțin vreo 4 ani cana respectivă. Vă dați seama, nu sunt făcute să țină veșnic, însă cu ocazia asta am o nouă scuză să-mi cumpăr o nouă cană, pentru că în ultima lună s-au spart 3 căni. Două, cea pe care am spart-o astăzi, încă una care s-a spart la fel și mai aveam una cumpărată din Montserrat, din Spania, care era pe marginea patului, a pus-o cineva. Și altcineva mai micuț și cu 4 lăbuțe a dat-o jos și a spart-o. Așa că da, s-au spart 4 căni, 3 căni, ceea ce înseamnă că trebuie să-mi cumpăr încă măcar una în loc. Mi-am făcut ceaiul pentru că, nu știu, am ieșit astăzi afară și tot am fost prin magazine și așa. Se vede că mi-am pierdut obișnuința de a ieși în civilizație. Mi-am făcut un ceai și cred că o să mă pun să editez tot ceea ce am filmat astăzi și să încerc să pun clipul pe mâine dimineață, pentru că am văzut că dacă îl pun dimineața la ora 8 la mine, la 9 la voi, probabil multe dintre voi vă beți cafeaua împreună cu mine. Așa că voi încerca să fac treaba asta pentru cât timp ne mai rămâne din Vlogmas. Ca de obicei, nici vlogul de astăzi nu a fost foarte interesant, pentru că dacă m-aș fi gândit să scot telefonul și să filmez câteva cadre de prin magazine, v-aș fi arătat și vouă una alta, dar bineînțeles că am uitat, însă promit că ori săptămâna asta, ori săptămâna viitoare vom merge la Chiabi și voi filma de acolo și încă un magazin BM care tot este în stilul ăsta Pepco, Jumbo și așa mai departe și o să vă filmez și de acolo. Și promit solemn că data aceasta când merg la piață voi filma ceva și de acolo. Nu este mai nimic crăciunistic în vlogul meu, pentru că nici noi nu facem mai nimic crăciunistic. Însă săptămâna viitoare vom face și câteva dulciurele, rețete de dulciuri. Voi încerca să mai diversific puțin ceea ce vedeți la mine, în afară de ordine și curățenie. Pentru că da, mai avem și din aia. Dacă aș fi mai energică și mai motivată, aș fi terminat de mult. Dar ne descurcăm cu materialul clientului, ce să-i facem. Acestea fiind spuse, eu vă las, v-am pupat și ne vedem mâine. O zi superbă să aveți!